Dragi părinți, bunici, frățiori și surioare, bine ați venit! În această frumoasă seară, copilașii dumneavoastră au pregătit, cu sprijinul Consiliului Județean Bistrița Năsăud, a Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud și a Serviciului de Pregătire și Perfecționare Artistică Școala de Arte și Meserii, un spectacol muzical coregrafic prilejuit de încheierea anului școlar 2021-2022. În cadrul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud există o ramură menită să vină în sprijinul iubitorilor de artă, școala de arte, o școală de talente și împliniri cu o ofertă educațional-artistică vastă care cuprinde specializări din toate domeniile artistice. Fotografie, pictură, dans și muzică. O școală condusă de un profesor exemplar, un iubitor de frumos cu simț de artist, colega și prietena mea Cristina Bălan, pe care o invit în fața dumneavoastră în calitate de reprezentant principal al Școlii de Arte Bistrița. Mulțumesc, Andreea, doamnelor și domnilor, dragi colegi, dragi cursanți ai Școlii de Arte, bine ați venit la spectacolul dedicat finalului de an. Să știți că în această seară veți putea urmări momente artistice deosebite cu profesori și cursanți minunați. Anul acesta, deși am început în pandemie, Școala de Arte are o activitate vastă, cu premii, cu activități naționale și județene, emisiuni TV, să aduc aminte despre o vedetă populară, pentru că avem două cursante, respectiv doamna Bodescu, Cornelia și Tănase Diana, profesor coordonator Dragonici, Ana Maria și Berbecar Bogdan, cele care ne-au reprezentat județul Bistrița Năsăud și Școala de Arte la emisiunea concurs O vedetă populară. O remarc pe colega Chiforescu, Adriana de la pian, care a venit cu rezultate minunate. Colegii de la instrumentală, doamna Cochisă Gabriela, cea care a fost în semestrul întâi șef serviciu în cadrul Școlii de Arte și care, de altfel, mi-a devenit o adevărată prietenă și un sprijin. Colegului de la teatru, le mulțumesc tuturor și dumneavoastră, părinților care ne-ați susținut și ați fost alături de noi pe tot parcursul anului școlar. Vreau să mulțumesc Consiliului Județean, Centrului Județean pentru Cultură, colegilor mei de la Serviciu Contabilitate, de la Serviciu Promovare și Conservare, pentru că au fost lângă mine și m-au sprijinit foarte mult în demersurile și activitățile mele până astăzi. Dar cel care a fost lângă mine și de fiecare dată mă susține și mă ajută cu sfaturi constructive este directorul Centrului Județean pentru Cultură, Alexandru Pugna, pe care îl invit aici lângă mine, să ne adreseze câteva cuvinte. Să română, bună ziua! Nu o să vă țin prea mult pentru că sunt convins că sunteți nerăbdători să vedeți ce va urma aici pe scenă să se întâmple. Vreau doar să felicit pe toți cei 280 de cursanți de la Școala de Arte și Meserii din Bistrița, dar și pe cei 22, nu, de profesori care predau pentru anul școlar care, iată, se va încheia cu acest spectacol în care o să vedem pe cei mai buni elevi ai Școlii de Arte și Meserii. Vreau să îi asigur că începând de anul viitor, vom avea grijă în continuare ca atât profesorii cât și cursanții să aibă cele mai bune condiții pentru a putea să-și îndeplinească fiecare misiunea pentru care vin la Școala de Arte și Meserii. Totodată vreau ca în numele instituției care ne patronează și pe noi și Școala de Arte și Meserii, Consiliul Județean Bistrița Năsăud, în numele domnului președinte Emil Radu Moldovan, să-i felicit pe toți cei care urmează cursurile acestei instituții, profesorii care predau și să le urăm succes în ceea ce se va derula aici pe această scenă. Sunt convins că fiecare dintre noi suntem curioși să îi vedem acum evoluăm, să vedem ce au învățat în acest an de studii, unii fiind poate în primul an, alții în al doilea, alții poate absolvenți. E foarte important însă că, iată, există această oportunitate în Bistrița în care tinerii noștri, dar nu numai tinerii, și oamenii care doresc să-și îmbunătățească calitățile artistice pe care le au dobândite de la bunul Dumnezeu,
au această posibilitate ca în cadrul Școlii de Arte și Meserii să-și însușească, iată, noțiuni deosebite, să-și îmbunătățească tehnica atunci când este vorba de interpretare, să zic, sau de dans, în absolut orice domeniu pe care ei îl studiază la Școala de Arte și Meserii. Mă bucur că ați venit în număr atât de mare și vreau să vă spun că suntem în direct pe pagina de Facebook a instituției noastre, Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, așa încât cei care nu au putut veni aici, prietenii dumneavoastră, rudenile acestor minunați cursanți, să poată să urmărească în direct tot ceea ce se va derula aici, pe această scenă de la Centrul Cultural Dacia, în sala ce poartă numele marii noastre interprete, Valeria Peter Prădescu. Vă doresc o seară minunată, felicitări profesorilor, felicitări cursanților! Începem așadar această frumoasă seară de vară cu un moment coreografic de balet alături de cele mai micuțe dintre balerinele de la clasa de balet ale profesoarei Gabriela Cochisă, gingășie, perfecțiune și tinerețe, alături de dansatoarele noastre, cele mai frumoase și mai micuțe balerine.
Huzmezan Elisabeta este în anul 5 și va interpreta la pian gramofon vals artist Eugen Doga, clasa profesorului rus Nicolae Huzmezan Elisabeta. Amore, așa. Pop Dan și Toader Elidor, anul 2, ne prezintă la chitară un duet instrumental interpretând două frumoase melodii, Wish You Were Here și Pink Floyd. Profesor coordonator Boncea Iulian.
Boca Phineas este în primul an de pian. Îi urăm succes pentru că el ne va o prezenta o celebră melodie din repertoriul titanului Wolfgang Amadeus Mozart, profesor coordonator Spân Cătălin. Să ascultăm așadar Rondoa la Turca în interpretarea lui Boca Phineas. Andra Gățan, de la clasa de balet a doamnei profesoare Gabriela Cochisă, ne va prezenta în momentele următoare un moment coregrafic pe poante. Să urmărim așadar pe Andra Gățan.
studiază vioara în anul 5 la clasa profesorului Grigore Rareș și ne va interpreta în această seară la vioară vals gramofon de Eugen Doga. Îl invit în fața dumneavoastră pe cursantul Robert Ceușan. Coman Melissa este în anul 3 de pian și ne va prezenta în această seară sonata opus 49, numărul 2, partea 1. Profesor coordonator Adriana Chiforescu. Thank you.
trupa mare de balerine de la clasa de balet a profesoarei Gabriela Cochisă ne prezintă în momentele următoare un alt moment coreografic pe care sperăm să-l primiți cu mare drag. Balet, profesor Gabriela Cochisă. Thank you.
În anul 5 de studiu va interpreta la pian o frumoasă melodie de dragoste, Mariaj d'Amor, profesor coordonator Rus Nicolae. Vă rugăm să o ascultați cu mare drag pe Ruth Blaga. Thank you.
Catedra de canto din cadrul Școlii de Arte, reprezentată de profesoara Ana Maria Dragomici, ne reprezintă în momentele următoare o melodie de Hugo Strasser, Let Kiss. Ursa Adela, Șorecău Daniela și Budurlean Dalia. Un trio ales perfect de profesoara coordonatoare Ana Maria Dragonici ne prezintă o melodie de dragoste, dragostea fiind unul dintre cele mai frumoase și mai înălțătoare sentimente pe care îl poate simți orice om. Ele ne spun în această seară, the reed means I love you. Să le urmărim așadar pe Ursa Adela, Șorecău Daniela și Budurlean Dalia. This is strange fascination, infatuation, a lunatic.
call me wasuit your taste. They just wanna taste, and I've always said it's what's inside that counts. 'Cause my insides are red and yours are too, and the red on my face is matching you. And goodness, you're bleeding, what a wonderful feeling. You're down and you're bleeding, my head is just reeling. The red is I love you. In your blood means I love you. The rain means I love you. The rain means I love you. Unfortunate, this is such a shame. I turn out this way, maniac. Well, yeah, I get manic when I cause a panic. Of course I'm excited when I see you around. 'Cause my insides are red and yours are too, and the red on my face is matching you. And goodness, you're bleeding, what a wonderful feeling. You're down and you're bleeding, my head is just bleeding. The red is I love you. Dansul modern este un dans străin, el fiind un dans greu de definit din punct de vedere al tehnicii. Vă propun să le primim cu multe aplauze, pentru că vedeți așadar cele mai mici și cele mai dulci învățăcele ale profesoarei Gabriela Cochisă. A love and finally made a switch. Then you came.
something new now, levitating off the ground. And when you came around, you healed another stitch. I was lost, but now you found me. I can finally make the switch. And I know, yeah, I know, many would like to be in my shoes. And I know, yeah, I know, with you I got nothing to lose. Surorile Ursa, alături de Patricia Cioancă, nu vor vorbi, ci ne vor cânta despre Bruno, interpretând melodia în limba engleză We Don't Talk About Bruno. Profesor coordonator Ana Maria Dragonici. And I want you, Bruno. Isabella, your boyfriend. It's time for dinner. He was my way. The life of my dreams. Ready and the one in the cloud. If it's not black, yeah, he's Bruno.
walks in with a mischievous grin. Are you telling the story or am I? Bruno's in it looks like grass of my dream. In doing so, he floods my brain. Still black, yeah, he's married in a hurricane. We don't talk about Bruno. What did I talk about Bruno? We don't talk about Bruno. Should've never brought up Bruno. În anul 2, la clasa de canto, Isabel Badea ne transmite tuturor, prin melodia No Time to Die, mesajul că nu este vremul de murit. Profesor coordonator Loredana Bălaș. Just no time to
time to die. Clasa de canto a profesoarei Ana Maria Dragomici va prezenta un duet vocal cu melodia Infinity. Interpretează Ursa Adela și Ursa Alessia. Thank you.
Alexandra Grumezea este în anul 3 de canto la clasa profesoarei Ana Maria Dragonici. Ne va prezenta în această seară Tango de Evora. Să urmărim așadar pe Alexandra Grumezea. Puțin mai tare, vă rugăm. E cea mai frumoasă ca din poveste de un băiat aleasă. El o iubește, dar blestema pasă. Pe-a lor iubire, noaptea când se lasă, el nu va mai fi. Fata e dorită împotriva firii de un zeu râvnită. Zeul iubirii va fi despărțită, din răzbunare va fi pedepsită, fiindcă nu l-a vrut. Băiatului zeul îl va lua în puterea lui să-l ascundă în vie, chiar l-a sfințit. Fata toată viața o să zdrobească struguri sub talpă, să mi-l găsească într-un pop de strug. Scena Centrului Cultural Dacia va fi umplută de mișcări de dans, de ritm și de vibrație cu un dans modern. Interpretează clasa profesoarei Gabriela Cochisă. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down.
down and read it out, hoping it would save me. Don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count 'em. Forwards, but he keeps pulling me backwards. Nowhere to turn. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never loved. He doesn't love me, so I tell myself, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. De canto, Laura Georgeș ne prezintă melodia intitulată Skyfall. Profesor coordonator Loredana Bălaș. Interpretează Laura Georgeș. I owe them.
away I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. A thousand miles and falls apart. Where words collide and days are dark. You may have my number, you can say my name, but you'll never have my heart. Let the sky fall when it crumbles. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together as sky I see. I know I'll never be me without a security of your loving arms keeping me from harm. Put your hand in my hand and we'll stand. Let the sky fall when it crumbles. Anul întâi de canto la clasa profesorului Loredana Bălaș și va interpreta împreună cu colega sa din anul al doilea melodia City of Stars. Să le ascultăm așadar pe Vlad Colța și Isabel Badea. Are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a
touch, a dance, a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send it reeling, a voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling, a rat-tat-tat on my heart. Think I wanted to stay, city of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shined so brightly. Cătinian Mădălina este în anul 5 de studiu. Ea ne va interpreta la vioară o melodie din repertoriul maestrului Grigoraș Dinicu, Hora Staccato, profesor coordonator Rareș Grigore. Să o ascultăm pe Cătinian Mădălina. Lucia Todoran este instructor în cadrul clasei externe de artă populară. Originară din Salva, a participat la numeroase festivaluri, atât în țară cât și în străinătate, însuflând tinerilor dragostea și pasiunea sa pentru arta țesutului și a cosutului. După cum vedeți, ea ne-a asigurat și decorul pentru momentul care urmează. Așadar, după cum bănuiesc, cred că așteptați să trecem și la un moment folcloric și am sălivit în fața dumneavoastră pe Dumitru Pașca. El este în anul al doilea de studiu la clasa de canto a profesorului Eugen Raita. Anul acesta a câștigat și o mențiune la Festivalul de Tradiții și Obiceiuri, Copil ca tine sunt și eu, pentru care merită toate aplauzele noastre. Am sălivit în fața dumneavoastră pe Dumitru Pașca.
acompaniază taraful Școlii Populare de Arte, format din cei mai reprezentativi instrumentiști, spun eu, ai județului Bistrița-Năsăud, profesori în cadrul Școlii Populare de Arte. Dirigează și acompaniază maestrul Angel Urs. Dragă mii ciobănia, cu oile și cu câinii suntem pe dealuri stăpânii. Frunză verde viorea, dragă mii ciobănia, cu oile și cu câinii suntem pe dealuri stăpânii. Și Doamne, faină-i vara, când îi la stână mândra, facem brânză și jântiță și apoi în dăguriță. Și Doamne, faină-i vara, când îi la stână mândra, facem brânză și jântiță și apoi în dăguriță. Și oile mele i-am dilatat avere, dilatata și moșul, că așa-i la noi rândul. Stâna și oile mele i-am dilatat avere, dilatata și moșul, că așa-i la noi rândul. Și Doamne, faină-i vara, când îi la stână mândra, facem brânză și jântiță și apoi în dăguriță. Și Doamne, faină-i vara, când îi la stână mândra, facem brânză și jântiță și apoi în dăguriță. Sara mă cobor în sat, la izvor la adăpat, cu oiță și cu mieie la stâna de la șubei. Sara mă cobor în sat, la izvor la adăpat, cu oiță și cu mieie la stâna de la șubei. Și Doamne, faină-i vara, când îi la stână mândra, facem brânză și jântiță și apoi în dăguriță. Și Doamne, faină-i vara, când îi la stână mândra, facem brânză și jântiță și apoi în dăguriță. Și în sărbători să strâng fete și fișori, și dau drumul jocului la fântâna satului. Sara și în sărbători să strâng fete și fișori, și dau drumul jocului la fântâna satului. Și Doamne, faină-i vara, când îi la stână mândra, facem brânză și jântiță și apoi în dăguriță. Și atâta veselie, Dumnezeu Sfântul-ne ție, veselie tare mare de s-aude până pe vale. Mulțumesc frumos!
Diana Tănase este în anul 3 de studiu la clasa de canto a profesorului Bogdan Berbecar. A reprezentat județul Bistrița-Năsăud la emisiunea Odată în viață, iar în această seară interpretează melodia Drag Mijocu Someșan. Să o urmărim așadar pe Diana Tănase. Capana la la la, și la sinei știrându-măi ușurelui ca vântu-măi. La 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 la, la 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 la. Cu cine mi dragă la la la, că mă joacă legănat măi, cum iubișei un sat măi. La 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 la, la 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 la. Aibă numai bine-n lume, la-la-la. Ăsta-i jocul legănat, măi, ce să joc aici în sat, la-la-la. Și să joacă apăsat, măi, cum iubișei un sat, măi. La 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 la. Anul 3 de studiu, Peti Roberto vine în această seară în fața dumneavoastră interpretând la acordeon prelucrarea folclorică Sălăuță, Sălăuță și De dorul tău. Profesor coordonator Eugen Hoca. Să-l ascultăm așadar la acordeon pe Peti Roberto.
Miloș Bogdan studiază saxofonul și este în anul 3 de studiu la clasa profesorului Cosmin Neavuș. Interpretează Joc de început din Ardeal. Roș Bogdan. Este în anul 3 de studiu la clasa de canto a profesoarei Ana Maria Marti. Vine în fața dumneavoastră cu un moment folcloric interpretând melodia Ceteră din lemn de fag. S-o ascultăm așadar pe Ancuța Bârte. Șecheră din lemn de fac, se joc cu care mi-e drag, se joc cu care mi-e drag, lumea mea. Că stânărașa stă bine și-am ui lumea după mine, hai, lume dragă. Și cine știe juca, până ia și inima, hai, lume dragă. Păi și cine știe juca, da, până ia și inima, mă! Și ne
trage arcul-n strune, știe că l-am plătit bine, știe că l-am plătit bine lumea mea. Și ne trage arcul-n strune, știe că l-am plătit bine, știe că l-am plătit bine lumea mea. Zice numai din vârtit, cam ui lumea e trăit, hai, lume dragă. Și cine știe juca cu naia și inima, lume dragă. Păi și cine știe juca, da cu naia și inima, mă. Nu am stare nici când dorm, aud șechera și-n somn, aud șechera și-n somn, lumea mea. Nu am stare nici când dorm, aud șechera și-n somn, aud șechera și-n somn, lumea mea. Că de mica mi-a fost dragă, de nu zice zbetea, că hai, lume dragă. Păi și pe teagă nu mă-i face, dacă șecherașul-mi place, hai, lume dragă. Păi și pe teagă nu mă-i face, păi dacă șecherașul-mi place, mă. Și e lume cât ori și eu mereu mă-i veseli, eu mereu mă-i veseli lumea mea. Și e lume cât ori și eu mereu mă-i veseli, eu mereu mă-i veseli lumea mea. Că seamăn cu mama mea și-am glasul mândru ca e, hai, lume dragă. Și cât o-i trăie pe lume, tot în dreapta mea te-o-i ține, hai, lume dragă. Sunt în anul 3 de studiu la clasa de saxofon a profesorului Neagoș Cosmin, prezintă în spectacolul nostru De-a lungul și Țarina din Abrud. Să-l ascultăm așadar pe Emanuel Nedelia. Thank you.
Marius Nicolae este în anul întâi de studiu la clasa de vioară a profesorului Angel Urs. Interpretează în această seară Hora Spicato de Grigoraș Dinicu. Să-l ascultăm pe Marius Nicolae. Valentin reprezintă clasa de canto a profesoarei Ana Maria Dragonici și interpretează melodia Vino mândră, vino dragă. Să-l ascultăm pe Sidor Valentin. Hai, hai! Tine dorul treabă, inima începe să mardă, la-i-la-la-la-la-la-la-la. Vină mândră, vină dragă, că de tine dorul treabă, inima începe să mardă, ai-la-la-la-la-la-la-la. Și la vale, și la deal măi, că de el hodină-na. La 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 oi săruta cu drag, măi, la-i-la-la-la-la-la-la-la. De dor mândră și de drag, eu din flori oi face par, și te-oi săruta să-ți plac, măi, la-i-la-la-la-la-la-la-la. Din cer îți fac lepede eu, să te învelesc numai eu, la 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 la. Afară-i lună plină, la-i-la-la-la-la-la-la-la. Hai, mândruță, hai cu cină, hai când am mai ilumină,
e sară, e lună plină, la-i-la-la-la-la-la-la. Și te-oi băga în cojoc și te-oi săruta cu foc. La 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 la. În cojoc la umbra lunii mai încoace ne do sustâni. La 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 la. Muti Vlăduț interpretează la vioară De amăgit și învârtită. Profesor coordonator Angel Urs. Să-l ascultăm pe Vlăduț Muti. Clasa de canto a profesoarei Ana Maria Dragonici iubește foarte mult cântecul popular pe care îl poartă la concursuri, festivaluri și emisiuni folclorice, nu de mult participând la renumita emisiune, o vedetă populară unde a pus în valoare cântecul autentic din județul nostru. O invit în fața dumneavoastră pe Cornelia Bodescu. Păi gura mea, așa-i cătute, să cânt e la
la la la. Dar eu nu mă las la tine, la 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 la. Te stai numai lângă mine, la 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 la. Păi dorule, ești blestema, că umpli din sat în sat, mă! La mine ai venit, la 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 la. Și te duc în drumul tău, la 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 la. Nu sta la sufletul meu, măi, la 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 la. Te duc dorule în pustie, la 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 la. Tu nu trebuie ești mie, la 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 la. Spectacolul artiștilor noștri a ajuns la final. Pentru unii dintre ei, acesta a fost poate primul și cel mai important spectacol din viața lor, emoțiile trăite astăzi fiind de nedescris. Mulțumim tuturor elevilor, profesorilor și organizatorilor acestui spectacol de final de an școlar și totodată gazdei noastre, implicit Ramonei Creța Bugnar, cea care menegerează